trăit și tu experiențe care ți-au provocat o emoție dureroasă despre care nu vrei să vorbești? Eu da. Și analizându-le, mi-am dat seama că avem tendința să credem că dacă această durere am luat-o, am pus-o într-un țărtăraș al inimii și nu ne mai uităm la asta, nu mai vorbim despre asta, este ca și când nu există, nu mă afectează. Dar oare chiar așa și este? Pe când eram copil, eram extrem de volubilă, neastâmpărată, mă certasem cu un băiat. Și acesta, nemai suportând țipetele mele, m-a imobilizat. Și mai mult de atât, mi-a pus o pernă peste față pe care a ținut-o până la limită. Nu e de mirare că am învățat să tac, să nu mai îmi exprim sentimentele, părerile, nu în fața oricui. La 42 de ani, proaspăt intrată într-un curs de autocunoaștere, am participat la un exercițiu de observare a limbajului non-verbal și paraverbal vis-a-vis de un discurs. Pentru că de la 3 ani de zile sunt hipoacuzică, nu aud ca un om obișnuit, îmi recuperez ceea ce nu aud din ceea ce văd și din ceea ce simt. Așadar, făcusem o mulțime de observații vis-a-vis de acel discurs și totuși, când a fost să mi le exprim în fața a 30 de necunoscuți, cuvintele nu au vrut să iasă. Aveam puternica senzație că sunt sufocată. De pe partea dreaptă, parcă nu mai circula aerul deloc și de pe partea stângă ieșau doar niște sunete guturale. Și cu cât mai mult mă străduiam să spun ceea ce voiam să spun, cu atât aceste sunete deveneau grotești. Nu înțelegeam ce se întâmplă, imploram din privire ajutor și nu-mi venea să cred cât de impasibil păreau cu toții vis-a-vis de situația mea. Ulterior am aflat că ei știau că fiecare persoană care vine în acest curs are o problemă, un blocaj, care se manifestă într-un anume fel. Problema mea era neexprimarea de sine. Și da, avea legătură cu acea experiență trăită în copilărie. Am mai aflat că durerea încapsulează o cantitate considerabilă de energie care odată deblocată te poate propulsa către culmi nebănuite. Pentru mine a devenit posibil să vorbesc frecvent în fața oamenilor, atât live, cât și online. Care e acea durere care, pentru că nu mai vrei să o trăiești, te ține pe loc? Atunci când vrei să faci ceva nou, când vrei să te autodepășești și dacă ai transforma-o, ce potențial ai putea să eliberezi și să manifesti?